Salut! Bine v-am găsit! Fac acest video, de obicei nu fac în limba română sau prea puțin, pentru cel puțin să vă dau sfatul sau experiența mea în alegerea unui gled de interior. Cel puțin cel de încărcare. Pentru că avem aici un apartament de finisat. Jumătatea este deja gata și ca să nu credeți că vorbesc fără să le fi încercat, avem aici toate mărcile care se găsesc la noi pe piață, bine mai puțin cele ieftine cum Euroglet, dar de fapt nu prea mai e nimic ieftin. Și probabil putem economisi niște bănuți dacă luăm o marcă cât de cât bună. Deși de cele mai multe ori probabil nu asta contează, contează cât de ușor se lucrează cu ele și mai ales dacă faceți dumneavoastră. Eu nu sunt în domeniu, nu lucrez în domeniu, dar mi-am luat acest proiect doar pentru mine, ce facem aici fac pentru mine și asta e. Deci am auzit de la mulți meseriași. Ia ăsta, ia ăla, ia ăla. Problema e că meseriașii lucrează cu ce s-au obișnuit ei și prea greu le schimb părerea. Dacă doriți să vă faceți dumneavoastră, nu știu, un mic proiect, definisat un apartament sau așa mai departe și aveți timp și nu vreți să dați bani la unii alții, cum am făcut și eu, e bine de știut ce să folosiți pentru ca să lucrați ușor și totuși să vă încadrați cât de cât și într-un buget rezonabil. Bun, deci ce avem aici? Hai să le luăm în ordinea prețului, deși cred că acum, ieri, asta azi fiind iunie 14, 15, poate chiar 17, în fine, nu mai țin minte data, mă scuzați. Bun, deci ieri era la Brico Depot, Fino Grande, de la Baumit, era 27 de lei. După aceea aveam Knauf HP Start, deci gledul de încărcare, era cam la același preț. Surpriza surprizelor era gledul meseriașului care era la 30 de lei deja. Așa, și bineînțeles aveam CT126 de la Ceresit, care era 38 de lei, cu mențiunea că la 6 saci primeați unul gratis. Deci, dacă facem calcule, poate că ajungem aproximativ pe la același preț. Bun, până acum vreau să zic că cel mai mult am folosit Ceresit în prima parte a casei și am zis, hai să încerc și altceva. Nu mi-a recomandat nimeni Ceresit, m-am luat după preț. Hai să mă iau un gled mai scump, hai să fac cu asta. Bun, și acum haideți să comparăm suprafețele și să vedem care e concluzia care o tragem la capăt. Deci aici, unde este mai gri, avem gledul meseriașului, așa e de la Sika sau Adeplast, cum o fi. Nu pot să zic că este o suprafață rea, se lucrează relativ ușor cu el, se poate întinde destul de bine. Per total, suprafața este destul de fină, pare solidă, nu avem nimic de comentat. Din câte am înțeles, se șlefuiește greu și de asta am decis să nu mai cumpăr. Deci, dintre acestea am avut un singur sac. Și partea de jos, aici avem făcută cu gletul meseriașului, pare ok, deci nu n-aș avea nimic de comentat la acest glet. Bun, trecem pe tavan și aici în acest colț, nu prea vrea să focuseze, în fine. Deci tavanul și acest colț l-avem făcut cu Knauf HP Start, da? Per total este, pot să zic că este un gled bun, se întinde ușor, la fel ca de plastul, se poate trece de mai multe ori fără nicio problemă.
Până la urmă e o chestie de preferință, nu este un let rău, din nou. Bun, trecem la CT126, care, deși este cel mai scump, mi se pare cel mai dificil let. Și știți de ce? Pentru că, efectiv, se trage foarte repede apa din el. Nu știu cum să vă arăt, dacă observați acele zgârieturi pe perete, sunt efectiv a doua trecere și viteză destul de mare, deci n-am stat să... N-am dormit lângă el, dar efectiv în 20 de secunde atât de tare să trage apa din el, încât rămâneți cu dungile astea dacă mai treceți o dată peste el. Și pe lângă asta se aplică foarte gros, adică dacă ia și multă apă din material, dintr-o dată peretele trage și mai mult material, nu doar apă. Și iese așa gros, se șlefuiește destul de ușor, nu asta ar fi o problemă. Problema e că nu poți întinde ca lumea și dacă treci a doua oră deja rămân aceste dungi. Nu știu. Îmi pare rău că n-am încercat până acum toate tipurile și m-am luat după preț. În fine. Da? Bun. Și am făcut jumate de proiect cu acest glet. Ei, asta e. Învățăm pe parcurs. Bun. Ce mai avem aici? Da, deci avem Flauf. Acum și după părerea mea, câștigătorul la această categorie este gletul de la Baumit. Nu știu cum este făcută compoziția sau cum nu. Gletul este destul de fin în găleată, se întinde ușor, poți trece de mai multe ori peste el. Deci, per total, este un material foarte bun și dacă aș lua-o de la capăt, cu siguranță aș alege acest glet. Deși vedem că apartamentul este semifinisat, cred că și pe acești pereți prima mână de gled dată de constructor este Baumit. Doar mă iau după culoarea care iese sau o să iasă după ce se usc aici pe perete. Bun, deci cam atât. Eu am căutat destul de mult pe net, am ascultat sau am citit o grămadă de păreri. N-am ajuns la o concluzie. Probabil că cine s-apucă de așa ceva și vrea să facă singur și are o suprafață mai mare, să încerce fiecare tip, fiecare costă cam la fel și să vadă ce îi place lui sau cu ce simte că lucrează mai ușor. Pentru cel de finisare am folosit până acum doar CT127. Suprafața este foarte frumoasă și așa mai departe, dar se șlefuiește extraordinar de greu. Deci, nu vă vine să credeți, cu mașină de șlefuit, bineînțeles, nu manual. Aici voi folosi tot de la Baumit, gletul cel fin, Fino Bello, cred că se numește, și vă voi lăsa jos în comentarii părerea despre el. Da? Cam atât pentru astăzi. Mersi de atenție. O zi bună. Salut!